O noapte furtunoasă, comedie de Ion Luca Caragiale. O odaie de mahală. În dreapta în fund, răzemată de fereastră, o pușcă de gardist cu spanga atârnată lângă ea. Jupându-mi trache, în haine de capitan de gardă, fără sabie, și naie îi pingesc. Ia ca niște papugii, niște scârța pe hârtie. Îi știm noi. Mănâncă pe datorie, bea pe veresie, trag lumea pe soară cu pișichernicuri și seara se gătesc frumos și umblă după nevestele oamenilor să le facă cu ochi. N-ai să mai ieși cu o femeie pe uliță că să ia bagabonzii în plaie după dumneata. Unul om prăpădit de amploiat, n-are chioară în pungă și să ține după nevestele negustorilor, să le spargă casele, domnule. Nu se ia după toate și până nu-i trage. După cum e și femeia. Dacă trage la ei cu coada ochiului și face pasoane, vezi bine, bagabonții atât așteaptă. Ba, să-mi pardon. Știu eu ce vrei dumneata să-mi zici, dar nevastă-mea nu-i dalea, domnule. Vai de mine, jupându-mi trache, adică gândești că am vrut pentru ca să-ți fac un atac? Îmi pare rău. Nu, nene, n-ai, dar vreau să zic, adică că nevastă-mea nu-i dalea, cum zisești. Și iată, după mine, de ce s-a luat? S-a luat bagabonții și până ta? S-a luat și să ia. Și cum ești dumneata? Eu am ambiț, domnule. Când e vorba la o adică de onoarea mea de familist... Rezon. Păi să știu de bine că intru în cremena. Să mai văz eu numai că să ține bagabontă după mine și las. Care bagabont? E, ca un bagabond, de unde îl cunosc eu. A, păi dacă nu-l cunoști, de unde știi că e bagabond? Asta e. Una vorbim și bașca ne înțelegem. Dar de, ai dreptul. Nu știi ce mi s-a întâmplat. Nu știi cum o fierbil pe mine de 2 săptămâni de zile. Nu că mi-e frică de ceva, adică de nevastă mea, să nu... Ai, dar de, Coana Veta, mie-mi spui, nu știu eu... Nu că mi-e frică, dar am ambiți, domnule. Când e vorba la o adică de onoarea mea de familist, rezon. Bagabondul... Că bine zici, începuse să-mi spui istoria. Stai să iau de la cap. Stau. Știi, dumneata, că la lăsata secului am mers la grădină la Inion. Eram eu, consoarta mea și cumnată mea Zița. Ne punem la o masă ca să vedem și noi comediile de le joacă Ionescu. Trece așa preț ca la un sfert de ceas... Și numai ce mă pomenesc cu ăla, cum bagabond de amploiat. De unde știi că era amploiat? După port nu semăna a fi negustor. Aha. Mă pomenesc că vine și se pune la altă masă alături. Cu fața spre masa noastră și cu spatele la comedie. Și-a de rezimat într-un pești, șade și se uită lung și galiș la cocoane. Se uită, se... Eu cum m-a făcut Dumnezeu cu ambiți, mă scol ca să plecăm. Cocoanele, nu că să mai ședem, că încă nu s-a isprăvit comedia. Încep să mă încruntez la bagabondul și mai că venea să-l cârpez, dar mi-era rușine de lume. Eu, de negustor, să mă pui în public cu coate goale, nu vine bine. Mai mă uit eu încolo, mai mă fac că nu mă închisez de el, bagabondul cu ochii zgâiți la cocoane. Bancă își pune și ochilarii pe nas. Oh. Frate, n-ai să fi fost el aici să mă fiarbă așa, că îi săreau ochilarii din ochi și giobenul din cap de... Auzea câinii în jur. Rezon. În sfârșit, să isprăvește comedia. Ne sculăm să plecăm. Coate goale se scoală și din alui. Plecăm noi, pleacă și din alui după noi. Eu îl vedeam cu coada ochiului. Fierbeam în mine, dar nu vreau să le spui cocoanilor, ca să nu le rușinez. Știi cum e feta mea, rușinoasă? Mie îmi spui, nu știu eu, ei? Apucăm pe la Sfântul Ionică ca să ieșim pe podul de pământ. Papugiu cât colea după noi. Ieșim în dosul agii, coate goale după noi. Ajungem la Sfântul Ilie în Gorgani, moftangiu după noi. Mergem pe la Mihai Vodă ca să apucăm spre stabilament, mațe fripte după noi. Eu trăgeam cu coada ochiului, fierbeam în mine, dar... Nu vreau să spui cocoanelor. Rezon, ca să nu le rușinezi. Știi cum e veta mea. Rușinoasă, mie-mi spui. Când să apucăm de la stabilament în sus, mă uit înapoi cu coada ochiului,
Și nu mai văd pe coate goale. A? Mai mergem ce mai mergem, mă uit iar. Mă iertase bagabontul. Jupând Dumitrache, adică să am pardon de impresie, eu gândesc că numai ți-ai făcut spaimă degeaba. Poate că omul o fi și zâmpit partea locului, pe dealul Spin. Eh, a venit și el la grădină ca și dumneavoastră, a stat și el până la isprăvitul comediei și s-a nimerit să apucați tot pe un drum ca să vă înturnați la domiciliu. El a rămas la lui și dumneavoastră ați mers înainte. Așa am crezut și eu întâi, dar stai să vezi. A trecut după aia o săptămână la mijloc. Am cam și uitat să-mi o dă istoria bagabontului. Gândeam și eu, poate că o fi stâncoate goale prin partea locului. Bunioară, vorba dumitale. Așa zice cumnată mea ieri. Nene, hai de seară la Inion, la Ionescu. Cum auzi eu de Inion, mă făcui verde la față. Ce să mai căutăm la comediile alea nemțești? Niște mofturi. Dăm parale și nu înțelegem nimica. Mai bine punem banii în boznarul alt și zicem că ne-am dus. Haide, nene, zău, parol, să n-ai parte de mine și de Veta. E, când am auzit așa vorbă mare, n-am putut pentru ca să o tratez cu refuz. Rezon. E, haide, dar unde mă gândeam eu că o să mi se întâmple un așa ceva? Ne ducem. Ședem la o masă mai la o parte. Ședem cât ședem și începe comedia. Nu știu cum mă întorc cu ochii înapoi și pe cine gândești că văz la masa de la spate? Pe bagabontul. Pe coate goale, domnule. Pe moftangiu. Pe mațe fripte, domnule. Oh. Erai al dracului de pungaș. Bagabontul, nene, cu sticle în ochi, cu juvenul în cap și cu basma aia ca și-a scoas. Cum m-a văzut că... Trebuie să fi fost schimbat la față, cum sunt eu, când mă necăjesc. Cum m-a văzut, a sfeclit-o. A întors capul încolo și a început să bea din țigare, știi, așa, niznai. Dar mă trăgea cu coada ochiului. Mă întorc iar la loc și mă fac că mă uit la comedii. Se întoarce și bagabontul iar cu ochii la cocoane. Mă uit iar la el, iar se întoarce încolo. Mă întorc iar la comedii, iar se uită la cocoane. Mă uit iar la el, iar se întoarce încolo. Mă întorc iar la comedii, iar se uită la cucoane. Eh, ia că așa m-a fier fără apă toată seara. În sfârșit? În sfârșit, plecăm. Coate goale după noi. Era să mă întorc în poarta Inionului să-i zic numai: ce poftești, bă, musiu! Și să-l și umflu. Dar știi, am ambiți. M-am gândit, eu negustor, să mă pui în public un bagabon ca ăla, nu faci. Rezon. Ei, pe urmă? Pe urmă s-a ținut iar gaie după mine. Până la stabilament? Da, până la stabilament s-a ținut după mine, până la răscruci. Știi, unde vrei să apuci, spre cazarmă. Aha. Ce ziceam eu? Haide, drăce, haide, să intri tu pe strada lui Marco Aureliu, ori Catilina, și lasă. Aveam de gând să intru cu cocoanele în casă, să trimit repede pe chiriac pe poarta de din dos pe Maidan să iasă înainte și eu să-l iau pe la spate, să-l apucăm la mijloc pentru ca să-l întreb: ce poftești, bă, musiu? Și să-l și umflu. Și dacă nu-i ajungea, să-mi tai mie favoritele. E, dacă nu-i ajungea, despărțirea e aproape. Să fi poftit la mine la despărțire cu lăcrămații, că îi împlineam eu cât îi mai lipsea. A avut noroc. Mare noroc a avut bagabontul. A scăpat. Ei, păcat, cum? Când am trecut eu de răscruș cu cocoanele și bagabondul era să intre după noi în uliță, a ieșit haita de câini de la maiorul din colț și a tăiat drumul lui coate goale. Oh. Am lăsat pe zița acasă, m-am suit de grab cu Veta sus, am trimis pe chiriac repede în Maidan, eu i-am ieșit înainte peste o luși, tocmai pe la prăvăria lui Bursuc. Dar, geaba, până să ieșim noi, fugise bagabond. Spiridoane! Spiridoane! Ia că-te vine chiriac să n-auză. Aș, de el nu mă sfiesc. La din contră, el știe toată istoria. I-am spus-o de la început. Atâta om de încredere am. Băiat bun, ține la onoarea mea de familist. Dacă nu l-aș fi avut pe el, mi-ar fi mers treaba greu. Eu știi cu negustoria. Mai mergi colo, mai du-te dincolo. Mă rog, ca omul cu dar aver. Toată ziua trebuie să lipsesc de acasă. Pe de altă parte, ce să spui, am ambiți.
Țiu când e vorba la o adică, la onoarea mea de familist. Când lipsesc eu de acasă, cine să-mi păzească onoarea? Chiriac săracu, n-am ce zice, onorabil băiat. De-aia m-am hotărât și eu. Cum voi vedea la un fel cu meremetul caselor, îl fac tovarăș la parte și îl și însor. Da, coana Veta, ce zice? Consoarta mea? Ce să zic? De? Ca muierea mai ursuză. Am cam băgat eu de seamă că nu-l prea are ea la oi bun pe Chiriac. Da, știi cum m-a făcut Dumnezeu pe mine. Nu-i trec muierii nici atitica din al meu. I-am zis pe șleau, nevastă e băiat onorabil și credincios. N-ai ce-i faci. Și al omului, al omului. Rezon. Jupâne, trebuie să facem mandat de arestare pentru Tache, pantofarul de la Sfântul Lefteri. Nu vrea să iasă mâine la exerciți cu niciun preț. Dar pentru ce nu vrea? Și că e bolnav. Am trimis gornistul de 3 ori la el cu biletul și l-a primit cu refuz. Zice măsa că nu poate umbla, că de-abia s-a sculat după lingoare. Să dea certificat medical. M-am dus eu la el, chiar în persoană. Zic, pe ce bază nu vrei să vii mâine la exerciți, domnule? Zice, sunt bolnav, domnule sergent, zice. De-abia mă țiu pe picioare. Nu pot să merg nici până la prăvălie, zice. Zic, nu cunosc la un așa rezbon fără motiv. Zice, aduc martor, domnule sergent, că am zăcut o lună de zile, zice. Întreabă și pe popa zăbav de la Sfântul Lefterie, zice. Alaltăieri m-a grijit, m-a spovedit. Zic, n-am eu de-a face cu popa zăbav. Nu l-am pe listă. Zic, eu pe dumneata de-am pe listă. Să te prezanți mâine la companie. Acum trebuie să-i dăm mandat pentru ca să-l iau mâine dimineață. Să-i dăm, să-l iei? Ala-i dal ciocoilor, îl știu eu. Cât a umblat dânsul fel și chip să scape de gardă. Eu l-am însemnat pe Musiu Tache la catastiful meu. E finul lui popa Tache. Ei, vezi? Lasă-l că nu se sfințește el cu mine, jupâne. Îl pocăiesc eu. Ei, după aia pe Neaghiță ți-l cădă. L-a putut găsi gornistul deloc. A fost la el și ieri și astăzi cu biletul. Și că n-a dat pe acasă de 3 zile. Pricopsitul de cumnată meu. N-aș fi mai avut parte de el. Cine știe în ce cârciumă s-a înfundat? L-am văzut eu azi dimineață, trecea pe la despărțire. Mă duc să-i trimit gornistul cu biletul pentru mâine. Era fumat rău, Neneghiță. E, bravo, asta e una la mână. Om strica, domnule. Păi de ce am dezvorțat-o pe zița de el, gândești? Nu mai putea trăi cu mitocanul, domnule. Rezon. Fată frumoasă, modistă și învățată și 3 ani la pasiuni, să-și mănânce ea tinerețile cu ăla. Tot gândeam la început că de, e tânăr, o să-i treacă mai încolo, o să-și fie la pocăință. Aș, ți-ai găsit? Țărcădă și om de treabă. Eu ca ăla, cumnat mai mare, cum am zice, ca și un frate, tot îi dam povețe fetii să mai rabde, să nu strice casa. Cu azi, cu mâine, a răbda biata fată, biata să nu fie. A răbda cât a răbda, până m-am pomenit într-o zi, că vine țipând la mine pe cuncă. Nene, moartă, tăiată, nu mai stau cu mitocanul. Scapă-mă de pastramagiu, să știu de bine că mă duc la mănăstire, pâine și sare, nu mai mănânc cu el. E, dacă am văzut și am văzut, zic. Lasă zițo, zic, îți găsești un noroc, n-ai intrat zilele în sac. Acu e vremea ta. Lac să fie, că broaște destule. Și am și dezvorțat. Apoi nu mai era de suferit așa trai. Nu mai maltrata, domnule, măcar cu o vorbă bună. Mă rog, odată ce nu e bărbatul event, ce fel de casă să mai fie și aia? Mie îmi spui? Nu i-am încheiat eu procesul verbal atunci noaptea când a tratat-o cu insulte și cu bătaie? Apoi de, n-a avut dreptul muierea să-l lase. Om fără ambiți, domnule, nu ținea la onoarea lui de familist. Un mitocan, mă rog. Zice că e negustor. Alege s-ar praf. Jupâne, dar diseară știi că ești de rond. Mergi? Mai e vorbă, cum să nu merg? De ce m-am îmbrăcat, nu vezi? Jupâne, dar faci toate posturile, nu-i așa? Nu sunt multe. Până pe la 2 după 12 le ispravești. Așa, cam pe la 2 după 12, ca totdeauna. Chiriac, băiete, ia vezi tu, mă știi că am ambiți. Când e vorba la o adică, ți-o la... Lasă, jupâne, că doar nu mă cunoști de ieri de alaltăieri. Dar mai mult nu puteai să șezi, mă? Vezi că erau mulți muștiri, jupâne.
Până să-mi dea madama gazeta? Mă, Spiridone, fii băiat de treabă, bă, că eu pe Sfântul Nicolae din cui? Știi că i-am pus sfârcul nou de ibrișim? Să nu-i fac saftea pe spinarea ta. Tată, ce jupune? Atâta spui eu ție. Hai da! Du-te iute și cere cocoanei să-mi dea sabia și cintilonul. Chiriac, băiete, ia vezi, știi că am ambiță. Știu când e la o adică. Lasă jupâne, mă, știi că consimți la onoarea dumitare de familie. Ei, ia vezi. N-ai grijă, jupâne. Eu mă duc să închis cantorul și magazia. O sarnele n-aie! Saltare, onorabile! Chiriac iese după ce a schimbat gesturi de înțelegere despre onoarea de familist cu jupân Dumitrache. Spiridon vine cu sabia și cintironul. Ia ca n-a, jupâne! Poftim! Ce făcea cocoana, mă? Cosea galoanele la mondirul lui Nea Chiriac. Ce a zis? Zicea că să vii mai devreme la noapte, că e urât singură în casă. Uite, mă, ce țecumuierea fricoasă! Ha! Dar Chiriac nu-i aici? Jupâne, Nea Chiriac mi-a zis să închide mai degrabă, ca să pleci de rond. Tu de ală cheile și le dă lui Chiriac jos. Nenenaie, auzi-și cum îmi poartă Chiriac de grija rondului. E tot frică să nu uite reglementul. Are ambiți băiatul ca să fie compania noastră ceva mai abitir din toate. Gândești dumneata că mai primeam eu să fiu capitan dacă nu-l alegea pe el sergent? Știi cum a regulat compania? E prima, domnule, poți să zic. Bravo! Face să-i dea și decorații. Să-i dea? De ce să nu-i dea? Și ele dai noștri, băiat din popor. Firește! Decorățile nu sunt făcute tot din sudoarea poporului. Rezon? S-a închis, jupâne. Acum eu mă duc să mă culc? Da. Dar tutun și cărticică ți-ai luat? Chibrituri ai? Ce tutun, jupâne? Te faci că nu înțelegi, nu știi ce tutun. Eu n-am aflat că tragi țigare. Nu, Spiridone, nu te-ai prind odată. Săracul Sfântul Nicolae, știi tu papara lui. Zău, jupâne. Hai da, pleacă! Bă! Spune lui Nentu Chiriac să nu uite de ce ne-a fost vorba. Să fie cu ochii în pat. Bine, jupâne. E, ia să vedem acum ce mai zice politica. Citiți ceva? Bravo, ziar, domnule. Ăsta știu că combate bine. A, păi nu-i zice lui degeaba. Vocea patriotului naționale. Ia citește. București, 15P27 Răpciune, amicul. Și colaboratorelele nostru Revent, un june scriitor democrat, a cărui asinuitate o cunoaște de mult. Publicul cititor ne trimite următoarea prefațiune a unui nou op al său. Îi dăm astăzi locul de onoare Reco, mandant cu căldură poporului suveran scrierea amicului nostru Republica. Și reacțiunea sau venitorele și trecutul prefațiune. Democrațiunea romană, sau mai bine zis ținta democrațiunii romane, este de aper suada. Aha. Pe cetățenii că nimeni nu trebuie a mânca de la datoriile ce ne impun sole mânaminte pactul nostru fundamentale, Sfânta Constituțiune. Hei, bravo, aici a adus-o bine. A mânca Sfânta Constituțiune... Adică, cum s-o mănânce? Stai să vezi că spune el. Sfânta Constituțiune și mai ales cei din masa poporului. E scris adânc. Ba nu e adânc deloc.
Nu pricepi? Vezi cum vine vorba lui. Să nu mai mănânce nimeni din sudoarea bunioara unuia ca mine și ca dumneata, care suntem din popor. Adică se șează numai poporul la masă, că el e stăpân. E? Așa mai vii de acasă. Bravos. Zi înainte. Stai să vezi, acum vine un ce și mai tare. E? A mânca poporul mai ales este o greșeală neiertată, ba putem zice chiar o crimă. Știi că și aici lovește bine? Da. Cine mănâncă poporul să meargă la criminal? Apoi de ce scrie el, siriaco? Dă-i înainte că-mi place. Ba putem zice chiar o crimă. Nu! Orice s-ar zice și orice s-ar face, cu toate zbieretele reacțiunii ce se zvâr, colește sub disprețul strivitor al opiniunii publice, cu toate urletele acelora ce cu nerușinare se intitulează sistematicii opozanții. I-am fundat! Nu în van noi am spus-o și o mai spunem. Situațiunea României nu se va putea chiarifica. Aha. Ceva mai mult, nu vom putea intra pe calea veritabilului progres până ce nu vom avea un sufragiu universale. Amândoi rămân foarte încurcați. Adică de la cum vine vorba asta? Ah, înțeleg. Bate-n ciocoi unde mănâncă sudoarea poporului suveran. Știi, masă, sufragiu. E, acum înțeleg eu unde bate vorba lui. Ei, bravos. Bine vorbește. Asta combate, domnule, nu ți-am spus eu. A, păi nu-i zice lui degeaba vocea patriotului național. Până ce nu vom avea un sufragiu universale. Am zis și subsemnez, revent, studinte în drept la, și publicist. Poate că s-a mulțit să nu ce fac. La poziție ure! La poziție ure! Ce? Spiridon intră făcându-și o țigară. Mă, al dracului român și jupânul nostru, bine l-a botezat cine l-a botezat, titircă inimă rea. Ce are el cu mine? Zău, biata cocoană și cu nea Chiriac, cu ei mai am noroc, ei mă mai scapă de afurisitul. Că despre partea lui jupân titircă inimă rea, halal să fie de oasele mele. Marco Tonucci! Ieri săptămână, când s-a întors de la grădină cu cocoanele, m-a găsit deștept. Bravo, Monsieur Spiridoane, zice, nu te-ai culcat până acum. Mâine dimineață jupânul săracu-ți deschiză prăvălia. Ai stat până acum să bei la tutun, ai? Nu, jupâne, zic, dar dacă nu-mi e somn. Nu ți-e somn, ai? Stai că-ți fac eu ție poftă de culcat. Bietul nea Chiriac m-a scăpat, că luase pe Sfântul Nicolae dâncui. Ieri seară m-a găsit dormind. Bravo, Monsieur Spiridoane, zice, doar ce-ți mai pasă? Tu, tu n-ai tras destul, acum te-ai pus să tragi la ghioase. Trai, neneacu, cu banii băbacii. Nu jupâne, dar dacă mi-a fost somn, zic. Somn, ai? Te trage traiul al bun la somn. Auzi, cu Sfântul Nicolae, trai bun. Că de iar bunul pe inimă lui jupân. Tragi la somn, stai camioleac să stai de piroteală. Și mi-a și pus mâna în păr. Dacă nu era cocoana să sară pentru mine tocmai la apropont, mă rupea că nu-și ce avea. Era turbat rău de tot. Auleu, vine! Stinge repede țigara cu degetele și o bagă în buzunar. Zița intră agitată. Auzi, mizerabilul, să se întinsă până într-atâta ca să-mi facă un afront! Dumneata, ești cocoană, zițo. Bine că veni. Eu n-am putut să viu. Mi-era frică să nu mă spui nea Chiriac, jupunul, că am umblat noaptea pe drum. L-ai găsit? I-ai vorbit? I-ai dat? I-ai spus? Da, cocoană. Ce-a zis? Mersi. Și tu ce i-ai spus? Pentru puțin. Nu i-ai spus cum ți-am zis eu. Ba da, l-am luat să-i arăt casa. Nu mai trebuia să-i arăți nimic, că-i scrisesem eu un bilet unde să vie. Așa mi-a zis. Să-i arăt casa ca să meargă la sigur.
Dar când să ies de pe Maidan cu dumnealui, tu m-a trecea jupânul de la vale. Am lăsat pe persoana în chestie să mă aștepte pe Maidan și am sărit peste uluș pe-n fundul curții. E că mi-era frică să nu dea jupânul cu ochii de mine, ori să vie acasă și să nu mă găsească. Prostule, nu știi că nenea e de ront la noapte? Nu mai dă pe acasă până la ziua. Da, dacă mă găsea pe uliță, plătea nenea ta pielea mea. Ei, și zi, persoana în chestiune așteaptă pe Maidan? Da, și mi-a dat și biletul ăsta ca să ți-l aduc. Și nu mi-l dai mai curând? Adu, să văz. Angel radios, de când te-am văzut întâiași dată, pentru prima oară, mi-am pierdut uzul rațiunii. Te iubesc la nemurire. Je vous aime et vous adore. Ce pretende vous en cor? Inima-mi palpită de amoare. Sunt într-o poziție pitorescă și misericordioasă și sufăr peste poate. O, da, tu ești aurora sublimă care deschide bolta azurie într-o adorațiune poetică infinită de suspine misterioase, plină de reverie și inspirațiune, care m-a făcut pentru ca să-ți fac aici anexata poezie. Ești un crin plin de candoare, ești o fragilă zambilă, ești o roză parfumată, ești o tânără lalea. Un poet nebun și tandru te adoră, copilă, de-a lui pozițiune turmentată fie-ți milă, te iubesc la nemurire și-ți dedic lira mea, al tău pentru o eternitate și pentru jur. Spiritoane, băiete, du-te, du-te, iute, te așteaptă sigur almente. Du-te, spune-i să aștepte, viu și eu după tine numai decât. Numai să vorbești ceva și lea cu țățica. Nu pot cocoană să mă duc până nu mi-o da voi, ori ne chiriac, ori cocoană. Unde-i chiriac? Nu știu, prin curte. Dar țața. Lucrează dincolo. Ia că te-i cocoană. Veta intră cu lucruri în mână. Coase galoanele la un mondir de sergent de gardă civică. Cine e aici? Ah, tu erai. Mă miram cine-i. Eu, tățico, te rog, lasă pe Spiridon să se ducă până la mine acasă ca să-mi aducă mantelul. Bate vântul și mi-e frică să nu răcesc când mă întoarce. Lași, țațo! Ai? Ce să las? E să lași pe Spiridon să-mi aducă ceva de acasă. Da, îl las. Du-te, Spiridone! Da, tu zi-ți-o, la ce ai venit? Stai să spui! Dar nu mă întreb, țațu, să-ți povestesc ce am pățit cu mitocanul. Să vezi, e halima. Auzi, mizerabilul, să îndrăznească să-mi ție drumul ca să-mi facă un atac. Stai, țațu, să spui și să te crucești, nu altceva. Mai adineauri ședeam acasă. Tu și ca, cum știi că a făcut-o Dumnezeu, se culcă odată cu găinele. Eram ambetat absolut. Dramele Parisului câte au ieșit până acum, le-am citit de 3 ori. Ce să fac? N-aveam ce citi. Zic, hai să mă duc la țața. Dacă nu s-o fi culcat, să mai stăm de vorbă. Scoți ivărul de la șalon și plec. Când să trec pe Maidan, mă pomenesc cu mitocanul. Cu pricopsii tu de țircădou că-mi taie drumul. Bonsoir, bonsoir. Și știi, așa deodată s-a înfasă. Ei, cocoană, zice, mai bine ți-e acum văduvă. Pardon, domnule, zic, n-am de face. Și mai întâi, când e la o adică, nu sunt văduvă, sunt liberă, trăiesc cum îmi place. Cine ce are cu mine? Acum e timpul. Jună sunt, de nimeni nu depad și când doi vră, îmi găsește nenea Dumitrache bărbat mai de onoare ca dumneata. Mică te-i căi, zic, pardon, domnule, nu-ți permit să te întinzi mai mult la un așa front, mă înțelegi? Zice... Zițo? Ce e când ți se bate tâmpla adrea? Îți vine o bucurie. Mie bucurie? Nu cred. Dar de ce nu? Dar când ți se bate a stângă? Te împaci cu o persoană cu care ești certat. Da? Cu cine să mă împac? Nu o să încertată cu nimeni. Așa? Zic mitocanului. Țațu, că era trăsnit. Am auzit că de la o vreme încoace într-o băutură o duce. Uf, țățico mașer! Bine că m-a scăpat Dumnezeu de traiul cu pastramagiul! Să trăiesc eu cu un mitocan! Nu era de mine, eu sunt o persoană delicată. Bine că m-am văzut liberă! Așa, să nu uit vorba! Zic mitocanului, nu-ți permit, domnule,
să te înaintezi la un așa afront. Dar el gândește, zice, că o să te măriți, cocoană. Asta mă importă pe mine. Cine ce treabă are? Să te măriți, ai? Cât o trăi ghiță, țârcădău. Ori să te înhăitezi cu vrunul, săracul. Dar să știu de bine că merg cu el de gând până la Dumnezeu, tot n-ai dumneata parte de un așa ceva. Încă-i dacă m-ai lăsa pe mine să te duci la mănăstire, că așa te lodai la tribunal. Mitocane, păstrămăgiule, la polițiune, bardist, nene Dumitrache! Am avut țați o parte ca să rine nenea Dumitrache și cu naii pistatul. Aminter, Mitocanu scosese șicul de la baston pentru ca să mă sinucire. Ce zici dumneata, țățicu, de nasul care și l-a luat Mitocan? Ce ai, plângi? Eu? De ce să plâng? Mă doare capul, mi-e cam rău. Îți sunt ochii turburi grozav. Așa, parcă mă încearcă niște friguri. Nenea e de rond la noapte? Da. Tu mai stai, Zițo? Nu, țațo. O să mă duc și eu să mă culc. Trebuie să fie târziu. Spiridon intră și trece repede lângă Zița. Cocoană! Până acum am așteptat degeaba. L-am căutat peste tot, și pe maidan, și pe uliță. Nu e nicăieri. Biletul zici că i l-ai dat. Nu știi, i l-am dat când m-ați la tutungerie, că m-a trimis jupânul. Bine. Ițațo, eu mă duc, bonsoir. Alevoa, e culcă-te și matale, nu mai lucra dacă ți-e rău. Lasă să-mi fie rău. Mai bine ar fi să mor. Vai de mine, ce vorbă e asta? Ce ți-e rău de tot? Să trimitem să caute pe nenea. A, și ești nebună? Nu vezi că glumesc? Mă doare capul, nu ți-am spus? Am lucrat mult la lumânare. M-a tras și fereastra. Cum mă-i culcam, treci. Atunci, Alevoa, bonsoir, tata. Să nu uite. Mâine ne vedem. Știi că e sărbătoare. Să ne legăm de nenea, să ne ducă la Union. La Union? Nu, Zițo. Nu mai merg la Union. Dar de ce? Pentru că nu-mi face nicio plăcere acolo. Nu înțeleg comediile alea. E ce să spui, nu voi. Ei, Doamne, țațo, parol! Știi că ești curioasă? Ce pentru comediile alea mergem noi? Mergem să mai vedem și noi lumea. Ce adică? Toți câți merg acolo, înțeleg ceva, gândești? Merg numai așa, de un capriț, de un pamplezir. E de ce să nu mergem și noi? De ce, de nece, nu voi să merg. Hai de zău, țață! Îi zic eu lui nenea, vrei? Nu voi, ți-am spus odată. Și nici dumnealui nu mai vrea să meargă. Mi-a spus de azi dimineață, degeaba îi zici. Zău, țățicu, parol, să mă îngrop! Nu merziți-o, nu! Mă știi tu când zic o vorbă, e vorbă. Zi, nu vrei să mergi, țață? Nu! Nu? Nu! Firea dracului de viață și-a furisită că m-a făcut mama fără noroc! N-am avut parte și eu pe lume, măcar de-o compătimire! Spiridoane, băiete, tu de ce mai stai? Mai ai vreo treabă? Nu, cocoana. Apoi tu te culcă, ce mai aștepți? Domnul Chiriac unde este? E jos prin curte. Adineauri ședea pe lavița de la poartă. Dar nu știu ce-o fi având nea Chiria cocoana. Parcă nu-i sunt toți boi acasă. Cine știe ce-o fi având și dumnealui? E necăjit foc. Un ceas a tot plimbat pe jos. Când am trecut prin curte, umbla de colo până colo. Parcă vorbea singur și se bătea cu pumnii în piept. O fi supărat, cine știe. Spune-i să închiză poarta. Galoanele i le-am cusut. Uite mondirul să îl duci. Bine, cocoană. Pe urmă să-i spui... Nu. Pe urmă să te duci să te culci. Numai e ce căuta pacii. Să nu vie dumnealui să te găsească deștept, că iar o pați. E, că parcă dacă m-o găsi dormind, nu-i tot un drag. Haide, du-te. Mă duc. Noapte bună, cocoană. Noapte bună, Spiridoane. Noapte bună. Săracul Spiridon. Nu știe el ce pe sufletul meu. Nu știe el cum râde de mine. Eu și noapte. Merge încet la fereastră. Se uită în curte. E? Iaca. Nu vrea omul? Nu vrea? Dragoste cu sila nu se poate. Nu-i mai place. Nu mai vrea. Bine.
N-o să mor nici eu. De unde știi? Poate mai bine că s-a întâmplat așa. Ah, de ce mai dă Dumnezeu omului fericire dacă e să-i o ia înapoi? De ce nu moare omul când e fericit? De ce am mai trăit eu să ajung la așa ceva? Bine, nu mai voi să fiu proastă. Dragoste cu Sila nu se poate. Pornește să iasă. Când intră Chiriac? Dumneata m-ai chemat? Eu? Nu. Spiridon mi-a spus că... Da, am zis lui Spiridon să-ți ducă mondirul. L-am cusut. Mersi. Pentru puțin. Poarta am închis. Bine. Al nimic nu mai ai să-mi poruncești? Ce? Eu să-ți poruncesc dumitare? Să-mi poruncești, firește. Nu e stăpână. Nu sunt slugă în casa dumitale cu simbrie. Bine, domnule Chiriac, bine. Zi înainte că n-ai zis destule. Ei, de ieri seară până acum, cum ai petrecut? Ți-e mai bine așa? Da. Îți pare bine de ce ai făcut? Nu mă știu să fi făcut nimic. Dar nu-mi pare rău că s-a întâmplat așa. Mâine seară mergi iar la Union. Dacă o vrea dumnealui să mergem, trebuie să merg, firește. Ca să-i curtezi cu amploiatul dumitale. Domnule, te-am rugat să fii bun să nu mai zici vorba asta. Dacă n-ai avut destulă vreme să mă cunoști, păcat. Eu te credeam pe dumneata mai deșteptă. Jură-te încă o dată. Să mă mai jur eu. Nu m-am jurat, n-am plâns. Cu ce m-am ales? Nu mai mă jur pentru că nu mă crezi? De plâns aș mai plânge, dar nu mai pot. Da, în sfârșit, nu strigi dumneata. Eu strig. Nu trebuia să-mi pui mintea cu un copil ca dumneata. Da, aia zic și eu, mai bine că s-a întâmplat așa. Tot trebuia să-i isprăvim odată. Am isprăvit. Jură-te încă o dată și... Ce folos! Dumneata crezi mai mult în prostiile și în bănuielile lui bărbatul meu decât în jurământul meu. Și gândesc că trebuia să ne cunoști destul de bine. Și pe mine și pe dânsul. Da, foarte bine ai făcut să nu mă crezi. Așa e. Eu sunt o femeie rea. Am vrut numai să râzi de dumneata. Eu te las pe dumneata ca pe o slugă cu simbrie să păzești casa. Și târăs pe dumnealui pe la grădin ca să mă curtez cu alții. Eu sunt o femeie mincinoasă. N-am simțit nimic când ți-am spus că nu știu să mai fi trăit până să nu te cunosc pe dumneata. Toate le-am făcut pentru dumneata numai din prefăcătorie. Totdeauna alta ți-am spus și alta am gândit. Te-am mințit, te-am amăgit. Am râs de dumneata atâta vreme. Acum, bine că ți-ai deschis și dumneata în sfârșit ochii ca să vezi cine sunt. De, ți-am făcut rău, dar ai scăpat de mine. Lasă, ce a fost, a trecut. Bonsar. Te duci? La ce să mai stau? Ce mai am eu cu dumneata? Nu mai zice dumneata. Cum poftești să zic? Cum mi-ai zis până ieri. Azi e azi, ieri a trecut. Și nu vrei să se mai întoarc? Nu. Vet. Nu, lasă-mă. Ce folos câtă fericire am avut un an, dacă într-o zi mi-am plâns-o toată. Nu, nu mai voi. Mai bine mi-este așa cum sunt. Dar eu? Eu ce să fac? Ce fac și eu? Învăț oare și dezvăț, nu știi dumneata? Dezvăț? Lesne din gură. Îi scoți românului ochii și după aia zici, lasă că nu e rău și fără să mai vezi. Mai bine că s-a întâmplat așa. Nu o să mor fără luminile ochilor. Învățul are și dezvăț. Dar dacă nu-i vreau eu să mai trăiesc așa, care fac să zică să mor, ai? E, bine ar fi să poată muri omul când vrea. Da, nu moare nimeni de asta. Dar dacă eu voi muri, vezi dumneata sfanga asta? Chiriac! Fugi, las! Nu te las, te știu eu cine ești, nu te las, nu voi să ți se tragă moartea de la mine. Lasă-mă, lasă-mă! Chiriac! Dacă vrei să te omor, omoară-mă întâi pe mine. Chiriac, nu ți-e milă ție de mine. Toate, toate de un an și mai bine le-ai uitat într-o zi, Chiriac. Tocmai pentru că nu le-am uitat. Vreau mai bine să mor. Dacă nu mai este nimic între noi, spune dumneata cum să mai trăiesc. Dacă mă lași, dacă nu mai mă vrei, tot mor sunt eu. Mai bine, lasă-mă, adio viață, lasă-mă! Chiriac, vrei să strigi, ești nebun? Da, sunt nebun. Firește că sunt nebun. Mai nebunit dumneata. Dumneata să-mi tragi păcat. Câte gânduri și dor m-a ars pe mine. Nu mă întreb! Dar tu pe mine nu mă întreb! Nu mai voi să știu de nimic.
Nu mai știu cine sunt. Am vrut să mă omor adineauri în curte, dar ți-am văzut trecând umbra peste perdeaua de la fereastră și am vrut să te mai văz odată, încă ai să mor lângă tine. Cum am trăit? Chiriac, ascultă. Nu mi-ai zis tu să mai mă jur încă o dată. Dacă mă jura, mă crezi? Te crezi. Dragă Chiriac, să n-am parte de ochii mei, să n-am parte de viața ta, să nu mai apuc măcar o zi fericită cu tine, na, ce mai vrei? Dacă știu eu ceva la sufletul meu, din câte ți le-a sporit dumnealui. De ce te-ai dus la grădină? M-am dus numai de gura sorii miziții. Era lume multă de n-aveam unde sta. Cânta muzica, juca comedii. N-am auzit nimic, n-am văzut nimic. Toată seara, nu e tu grădinii, m-am gândit numai la tine. Parcă dormeam și visam ceva. Și am eu că să mi se întâmple mie un necaz mare. Mi se făcuse semn. Răsurnasem de dimineață candela. Încă dumnealui, dacă a văzut că mă speriu, zice, ce e dacă s-a răsturnat? N-o mai crede în prostii de-alea. Ce să ni se întâmple? Să-mi arză cheristigeria. Arză sănătoasă, nu m-a făcut ea pe mine. Este asiguripsită, atâta pagubă. Răsturnase în candela. Pe urmă, ochiul drept mi se bătea într-una de vreo 3 zile. Pe tine te lăsasem acasă ștergându-ți pușca. Știi că ruginii se încărcătura înăuntru și te apucase să o scos cu vergeam. Nu puteam să-mi iau gândul de la pușcă. Mă gândeam, dacă s-o descărca, Doamne ferește, pușca în mâna lui, ce să mă fac eu când l-o găsi mort întins acasă? Dar de ce nu i-am spus să bage de seamă? De ce nu l-a rugat să o lase la pustia de pușcă? La ce-am plecat de acasă? Iar așa m-am bătut cu gândurile toată seara. N-am văzut zău, n-am văzut nimic, n-am auzit nimic. Mă jur pe ce vrei tu, mă crezi? Te crezi! Aruncă spanga și o ia pe Veta în brațe. Chiriac, să nu mai faci ce mi-ai făcut, că mor, zău mă omor. Nu, nu mai fac. Îmi făgăduiești? Te juri? Da. Și o să mă crezi că eu numai la tine mă gândesc? Da. Că numai pentru tine trăiesc? Da. Și n-o să mai zici nicio vorbă rea? Nu. Și n-o să mă mai faci să plâng? Nu, nu, nu. Dar mă ierți? Da, tu pe mine mă ierți? Eu te-am iertat de mult. Dumnealui? Nu-i nimic. Trece la posturile dinspre Marmizon. Hai, jupâne! Dar ce Chiriac, pâine, nu te-ai mai culcat? Încă nu, jupâne! Acum mă culc! Somn ușor și vise plăcute, onorabile! Chiriac, pâine, iar vezi de ce am vorbit? Fii cu ochii în patru, de aproape de tot, mă știi că ți-l când de la odi. Lasă, jupâne! Mă știi că consimți la onoarea dumitare de familist! Aceeași odaie. O lampă cu gaz arde pe masă. Du-te, puiule, du-te, fii cu minte. Sunt aproape de 11. Cine știe, vine fără veste. Aș, mai are 2 ceasuri bune de alergat. Nu poate veni așa de grab. De unde știi ce se întâmplă? Paza bună trece primejdiarea. N-ai grijă, dragă. Când îți spui eu că nu vine, are să meargă până la Cotroceni. Ce te gândești? Nu-l știi pe el că umbla gale? Bine, dar aș vrea și eu să mă culc. Zău, sunt obosită grozav. Știi tu că de ieri seară, de când ne-am certat până acum, n-am închis ochii. Ei, dar păi eu i-am închis. Tocmai de-aia. Sărută-mă încă o dată și du-te și tu de te culc. Mâine ai să ieși la exercit? Ai uitat că trebuie să te scol până în ziua? Bine zici, cum să uit să poate? Mâine trebuie să mă scol la 4 ceasuri. Are să fie gornisul să mergem să luăm 2 oameni din companie ca să ridicăm pe tache pantofarul de la Sfântul Lefterie. Apoi mi-a spus Lelița Safta că e bolnav de lingoare. Ce treabă am eu cu boala lui? Ce, eu sunt bolnav? Nu mă privește pe mine. Îl am pe listă, trebuie să prezante la exerciți. Ia taci! Mi s-a părut că umblă cineva pe portiță. Haide, Chiriac, sărută-mă și du-te. Mâine seară nu te mai duci la Union. Nu, nu mai mă duc fără tine. Dar tu nu uiți ce mi-ai făgăduit. Nu o să mai mă necăjești niciodată. Niciodată. Bonsoir. Într-un moment de ferie.
și printr-o perlă de iubire mi-au revărsat razele. Trebuie să fie trecute de 11 să mă culc. Ah, ce obosit sunt. Nu mai pot. Șa de lângă masă. Deschide albumul și dă de portretul lui Chiriac. Ah, Chiriac, când ore de întristare vor turbura vreodată frumoasa-ți inimioară, tu vezi portretul meu și crede că eu sufăr cu tine deodată. Ușa din fund se deschide încet. Și cam se arată Rică Venturiano. Rică intră, se oprește pe prag, vede pe Veta în spate, răsuflă din adânc, pune mâna la inimă și înaintează în vârful degetelor până la spatele scaunului ei. Cade în genunchi. Angel adios! Precum am avut onoarea, vă comunicam precedentă mea epistolă, de când te-am văzut întâiași dată pentru prima oară, mi-am pierdut uzul rațiunii. Da, sunt nebun! Nebun? Săriți, Chiriac, Spiridone! Striga, madame, fii misericordioasă, sunt nebun de amor. Da, fruntea mea mi arde, tâmple îmi se bat, sufăr peste poate, parcă sunt turbat. Turbat? Domnule, spune-mi de grav că am interstrig. Cine ești, ce poftești, ce cauți pe vremea asta în casele oamenilor? Cine sunt? Mă întreb cine sunt. Sunt un june tânăr și nefericit care suferă peste poate și iubește la nemurire. Ei, și apoi ce-mi pasă mie? Vai de mine, ăsta e bun punga și afla că nu-i dumnealui acasă și umblă să ne pungășească. Chiriac, Spiridone, săriți, furtii! Nu striga, nu striga, fii misericordioasă, ai pietate. M-ai întrebat să spun cine sunt. Ce-am spus? Mă întreb să spun ce caut? Ingrato! Nu mi-ai scris chiar tu însuți în original? Eu? Da. Nu mi-ai scris să intru fără grijă după 10 ceasuri la numărul 9, strada Catilina, când doi vedea la fereastră că se micșorează lampa? Iată-mă! M-am transportat la localitate pentru ca să trepet că te iubesc precum iubește sclavul Lumina și orbul Libertatea. Adevărat, domnule, parol că ești nebun. Visezi? Ți-am scris eu dumitale vreo scrisoare? Auzi o brăznicie! Știi dumneata cu cine vorbești? Cum să nu știu? În van te aperi! Și tu mă iubești pe mine, nu mai îmbla cu mofturi. Te-am văzut atunci seara de la Union. De la Union? Da. Chiar de atunci seara când privirile noastre s-au întâlnit, am citit în ochii tăi cei sublim că și tu corespunzi la amoarea mea. M-am luat după tine chiar în seara aceea, până la stabiliment. Simțisem că mitocanul de cumnatul tău mă mirosise, știa că mă țiu după voi. Și, abandonându-mă curajul de a mai intra într-o stradă fără lampe gazoase, m-am întors în drept, pentru că mi-era frică să nu pas un conflict cu mitocanul. Alaltă seară, amoarea mi-a inspirat curaj. M-am ținut după voi până în această suburbie, în colțul stradei. Dar când să-ți văd justamente adresa, mi-a tăiat drumul niște câini. Când am aflat că și pe aici te-am curtat la nemurire și m-am informat prin băiatul de la creștegirea lui cumnatul tău cum stai cu familia ta. Am aflat că acum ești liberă, ți-am scris prima mea epistolă într-un moment de inspirațiune, ai primit-o, mi-ai răspuns să viu și am venit. Pentru ca să-ți repet că nu! Orice s-ar zice și orice s-ar face, eu voi susține asfârșitare că tu ești aurora care deschide bolta înstelată într-o adorație poetică plină de... Acum înțeleg eu tot! Râzi, râzi ingrată de amoarea mea. Dar cum, doamne, iartă-mă să nu râzi. Vezi bine că râzi. Apoi știi dumneata cu cine vorbești? Mă cunoști? Știi bine cine sunt? Cum să nu știu? Tu ești angelul viselor mele. Tu ești steaua. Pot pentru ca să zic chiar luceafărul care strălucește sublim în noaptea tenebroasă a existenței mele. Tu ești... Da. Veta trece la lampă, mărește focul și se pune cu chipul în bătaia luminii. Ia uită-te bine. Madame, sans pardon... Scuzați, cocoană,
considerând că, adică vreau să zic respectul, pardon, sub pretext că și pe motiv, scuzați, pardon. Bine, pardonul ca pardonul, dar te rog, dacă ții la pielea dumitale, să te duci mai degrabă, să ieși curând din casa asta, că Doamne ferește de te-o călca aici bărbatul meu, mitocanul de... Scuzați, pardon. A, păi zău, nu știu ce să mai alege de dumneata. Bărbatul meu sufere grozav de gelozie. Și în stare a fi capabil să te omoare. Să mă omoare? Deja alaltă ieri seara ai avut noroc de ți-a tăiat drumul câinii și nu te-a lăsat să intri în ulița noastră. Aminte dumnealui, s-a suit repede sus, a deșteptat pe Chiriac. Chiriac? Da, teșghetarul nostru. Și au ieșit amândoi, unul pe maidan și altul pe la poartă, ca să te prindă în uliță. Încă Chiriac luase și revolverul, dar până să iasă ei, dumneata fugi. Revolverul? Madame, vă rog, bine voi, ți-am dat drumul de aici de urgență. E, știi că îmi place. Ce te țiu eu? Du-te, ușa-i deschisă. Du-te repede și bagă de seamă la poartă să nu dai piept în piept cu dumnealui, că de acum încolo trebuie să se întoarcă acasă. Apucă pe maidan și ieși de vale spre Antim. Bagă de seamă să nu te întâlnești cu bărbatul meu că te cunoaște. Și cum te vedea, zău te umflă. Mă umflă? Cocoană, ești o damă venerabilă. Profit de ocaziune să te vă ruga să primiți asigurarea în alte estime și profundului respect cu care am onoarea fie a domnii voastre preascuși pe-a plecat, Rică Venturiano, arhivar la judecătoria de pace și justiția de galben, poet liric, colaboratore la ziarul Vocea Patriotului Naționale, publicist și student în drept. În drept, în strâm, ce-mi pasă mie? Du-te odată, ori ți s-a făcut pe semne de vreun conflict. Nu, madame, nu, eu sunt june cu educație, nu voi să pas niciun conflict. Apoi atunci du-te, ce mai stă? Mă duc, scuzați, pardon, bossa. Hai! Spui că i-am văzut eu capul pe fereastră. E aici în casă. Chiriac, mi doare! Musiu, domnule, mai nenorocit! Și dumitale atâta ți-a fost. Fugi, fugi că te omoară! Aoleu! Se repede să fugă pe ușă. Nu pe acolo! Dacă nu eu ajunge ce i-ai dat eu bocanciului, să-mi tai mie favorite. Revolt! Madame, cocoană, ai misericordii de un jur român în primăvara existenței sale. De pe 25 de roze și jumătate număr, 26 le împlinesc tocmai la Sfântul Andrei. Scapă-mă! Da, dar pe unde? Ah, pe fereastra asta. Ești curând. Treci binișor pe schele la stâng. Lasă-te pe scară în capătul final. Jos e o portiță scurtă care-i dă maidan. Fugi, ude! Rică iese pe fereastră. Se lovește cu capul de zid și șturtește pălăria. Pardon? Scuzați, bonsoir! Dispare pe fereastră. A scăpa, sărma. Ce comedie, Doamne sfinte, dacă îl prindea Chiriac, îl omora. Vezi, dumneata, cine mi-a fost sormea zița? Da, ea se ținea dumneai de capul meu să tot batem grădinile. Era amorezată. Și o proastă să nu știu nimic și să-mi fac zile amare cu Chiriac din pricina lui Musiu ăsta. Bine că a scăpat, vai de el, acum trebuie să-i sfârâie călcheiele pe maidanul lui Bursuc. Ușa din fund se deschide de perete și intră furios Jupân Dumitache și Pingescu cu săbiile scoase. Ocoană, cine a fost acum aici? Și Pingescu caută cu ochii în toate părțile, se uită pe supat, pe sumasă, peste tot. Cine să fie? Cine să fie? Știe cine să fie, dacă aș ști, nu te-aș întreba. Rezol? Știi că ești nu știu cum? Ce vii așa turbat? Uite cu sabia scoasă ca la bătălie. Urâde, cocoană! După ce căpați un afront tocmai la ce am ținut eu, urâde! Du-te dincolo, cocoană! De ce nu te-ai culcat până acum? Zău că nu ești în toată firea. Auzi că de ce nu m-am culcat? Pentru că nu mi-a fost somn. Ce vrei să mă culc și să-mi las lucru? Mâine e sărbătoare, trebuie să mă gătesc, să merg la biserică. Rezon, cocoană, du-te dincolo. Aici avem treabă. Du-te curând! Spiridone! Spiridone! Chiriac! Spiridone! Chiriac! Rău ai făcut, cocoană! Ce rău, ce visezi, ce-am făcut? Știi, dumneata, bine. Dumneata să tragi păcatul de ce s-a întâmplat. Care să se întâmple lucru mare, cocoană, măcar să știu de bine că merg la criminal. Ești nebun. Acum nu mai mi-e frică. Du-te, cocoană, și nu râde! Ia ca mă duc! Știi, mă stăpânesc, adică îi vorbesc cu Perdeanu, voi să-i explic lucru formal ca să nu o rușinez. Rezon. Știi cum e dânsa. Cu arabeta rușinoasă mi-mi spui. Adică chiar în casa mea să nu pot eu pune mâna pe vagabondul, că n-a avut pe unde ieși. Altă scară nu mai are casa. Spiridon! Chiriac! Chiriac! Spiridone! Spiridon vine cu părul vâlvoi, sculat, zăpăcit din somn. Și poruncă și pune. Poruncă? Vino să-ți dau poruncă. Ha-ha! Ha-ha! Dulcuță!
nouă! Apoi parcă ne-a fost vorba, Monsieur Spiridoane, băiete, să nu te mai găsesc dormind când mă întorc acasă. Na, poruncă! Na, poruncă! Mai, na, poruncă! Să-ți mai treacă de pirotea. Auleu, șupune, auleu! Ce ți-am făcut eu, șupune, dacă am dormit? Pentru ce nu ești prezent la apelul nominal? Auleu! Dați! Unde e Chiriac? Nu știu! Dar să mănânci și să dormi, știi? Dorme în odaia dumnealui, jupune! Dorme! Toți dormiți! Dormirea somnul lung! Pâinea știi să mi-o mâncați! Chiam pe Chiriac de grabă! Mergi! Urgent! Chiriac, Chiriac! Eu arz în foc și toți trag la aghioase! Eu arz de onoarea mea de familie și lor de somn le arde! Chiriac! Ce, jupâne, ce s-a aprins? Arde, unde arde? Chiriac, m-am nenorocit. Pentru ce? S-a dus ambis. Cum? Tocmai la ce am ținut. Ce? Mi s-a necistit onoarea de familie. Aș, nu se poate, ți s-a părut. Am văzut cu ochi. Aș, așa mai speria și la alt herțel. Așa să lăzare dubitale. Chiriac, întreabă și pe nenea n-ai. Aprob pozitiv. Cum, când, unde, cine? Bagabond. Hei! Mase fripte, Chiriac, pâine, l-am văzut din uliță pe fereastră aici în casă, cu ochelari pe nas, cu ciubene în cap. Idem. Aici, în casă, nu mă băgam păcate, jupâne. Cu ochelari, cu giubeni, e persoana cu coanizit. L-am văzut cu ochii mei și nu se poate să fie și de aici, că n-avea pe unde. Pe scară m-am suit eu cu nenea n-aie, trebuia să dau piept în piept cu el. Trebuie să fie aici, în casă, ascuns. Trebuie să-l găsim. Las pe mine, jupâne. Sam, pardon, fereastra asta de pe schele. Schelele merg până în capătul binalii. Da. Ei, acolo nu-i scară? Dacă o fi ieșit pe aici, pe fereastră, s-a dus. A scăpat pe maidanul, Burțuc. Nu se poate să fi găsit scara. Schelele se înfundă în podul grajului. Podul nu-i podit până acum, e gratie numai. Și scara este în partea înaltă, în dosul binarii. Mi s-a dus ambițul, nu mai voi să știu de nimic. Mi s-a necistit onoarea de familist. Acum nu mai îmi pasă măcar să intru și în cremenar. Căutând cu ochii, găsește bastonul lui Rică uitat pe scânduri. Chiriac! Chiriac, puile! Uite, mai zic că mi s-a părut. Chiriac se repede și ia pușca cu spanga pusă. Jupâne, vrei să punem în apel? După mine curând. Nenelaie! Aținte după noi! Odaia lui Spiridon dă tot pe scara mare. Pe scara pe unde a zănit, n-a putut fugi. Pe aici, pe schele a ieșit. Trebuie să fie ascuns în podul grajdului la capătul binarii. Haideți, uite după mine! Nu scapă el din gheara mea nici mort. Vor să sară pe fereastră. Ce, frate, ce e? Nu scapă el, cocoană, nici mort din gheara mea. Cocoană, nici mort. Absolut. Haide, jupâne, haide, nenelaie. Sunteți nebuni, vreți să sară pe schelele cu voi? Chiriac, nu știi că schelele sunt părăsite de 3 săptămâni? Vrei să te prăpădești? Lasă-ne, cocoană! Lasă-ne, cocoană! Pardon? Ia-te, după grăbănuială de-a dumnealui, iar, ai uitat ce... Da, bănuială, cu ochilar la nas, cu ciuben în cap. Lasă-mă, cocoană! Scapă din mâinile lui și iese pe fereastră. Înainte, Chiriac! Înainte, nenoaie! Jupun Dumitrache iese și el, Nae Ipangescu-l urmează. Chiriac! Chiriac, grijos să nu cad! Ce e toțu? Ce s-a întâmplat? Mi-a spus Spiridon? Zițo, Zițo, tu mi le faci toate. Tu m-ai dus la Union. Tu ai dat nasa împrăiatului să se fie după noi de mi-am găsit beleaua cu Chiriac. Cu Chiriac? Cu dumnealui, cu Chiriac, cu tot. L-ai chemat să vie și în loc să vie la tine a venit aici. Și? Și tocmai când să-i dau drumul înapoi pe ușe, ia că tăi dumnealui cu Nae Ipistatu se suia pe scară strigând ca niște turbați. Și pe urmă? L-am făcut scăpa pe fereastră, i-am dat drumul pe schelă ca să iasă pe la spatele binalii, pe portița dinspre Maidan. Pe portița dinspre Maidan? Da, pentru că pe scara mare s-ar fi întâlnit piept în piept cu dumneavoastră. Zațo! Perla murdă de eu! Portița dinspre Maidan e încuiată! Adineaul, am vrut să viu eu pe acolo ca să nu mai ocolesc și a trebuit să mă întorc iar pe uliță ca să intru în curte. Încuiată! Și ulucile sunt de 2 stânjeni. Atunci persoana în chestie n-a putut fugi. Zițo! Zițo e primejdie! Dumnealui e grozav, Chiriac e nebun! Hai de mine! Moșerul meu mi-l omoară! Chiriac a luat pușca cu spangă și dumnealui a scos sabia! Nu mai spune țață că mor! L-a prins! Mort! Sunt în curte! Haide să mergem de grabă! Tu ai făcut încurcătura, tu s-o descurci! Haide repede, de scapă omul din primejdie! Haide! Nu te lăsa, Chiriac! Chiriac! Moșerul meu! Rică
coboară încet pe fereastra pe unde a ieșit. Este prăfuit de var, ciment și cărămidă. Părul îi este neorânduială, pălăria ruptă. E galben și tras la față, tremură și se încurcă limba la vorbă. I se înălucește spaimă din când în când și îl apucă slăbiciune la închieturi. Am scăpat până acum? Sfinte Andrei, scap măștea cu încolo. Sunt încă june. Geniu bun al venitorului României, protege-mă. Și eu sunt român. Oh, ce noapte furtunoasă. Oribilă tragedie. Ce de peripețiuni. Ies pe fereastră și pornesc pe dibuite peschiere. Mă țiu binișor de zid și ajung în capătul binarii. Destinul mă persecută implacabil. Schelele se înfundă. Nici o scară. Cocoana perfidă mă indusese în eroare. Vreau să mă întorc și urat auz pe inimici venind în fața mea pe schele. O iau înapoi fără să știu unde merg. Mă împiedec de un butoi cu țiment. O inspirațiune. Eu, ca poet, am totdeauna inspirațiuni. Mă ascunz în butoi. Pașii inimicilor se apropie în fuga mare. Mulți inși trec uite pe lângă butoiul meu înjurându-mă. Eu, ca june cu educațiune, mă fac în auz. Tot se depărtează. Auzi un zgomot? Strigă-te! Țipetele femei înfină o împușcătură! Zgomotul apoi cu încetul se stinge, totul rămâne într-un silențiu lugubru. Numai din depărtare se aude orologiul de la stabiliment bătând 11 și 20. Oră fatală pentru mine. Ies binișor din butoiul meu, mă târăsc de-a bușile pe schere și mă pomenesc înapoi aici. Ce să fac? De unde să ies? Îmi trebuie o inspirațiune ingenioasă. Da, am găsit-o. Să ies pe ușă. Merge repede în vârful degetelor la ușa din fund. O deschide. Afară în sală e beznă. Obscuritate absolută. Auzi pași. Vine cineva pe schele. Se repede la ușa odăii lui Spiridon. Aici. Spiridon intră și se lovesc amândoi în piept. Cum ai speriat? Domnule Musiu, tot aici ești? E foc mare, trebuie să fugi. Dacă o pune mâna pe mine, te omoară. Omoară? Scapă, băiete, scoate-mă de aici. Pe unde să ies? Pe aici? Nu se poate. Odea de acolo răspunde tot pe scara mare. Vrei să te întâlnești cu ei piept în piept? Nu, nu voi, dar tu ce ai de făcut? Existența mea este periclitată. Voi să scap, scapă-mă. Îți dau bașiș 3 sferturi de rublă. 3 sferturi de rublă? 6 pachete de tutun. Te scap. Cum? Pe unde? Spune-mi, uite că mi-e de grabă. Vine stenahorie. Dumneata, stai aici. Eu mă duc olea în odăiță. Deschizi ușa care dă în scară. Cum îi vedea că se urcă sus, te chem în odaie. Închidem ușa de la mijloc și când ori intra cu toții aici, îți dau drumul pe dincolo pe scară. Te cobor și ieși repede pe poartă. Lasă că te scap, eu n-ai grijă. Dar du-te de grabă! Apoi nu-mi dai? Ce? Ce mi-ai făgăduit? Ba da, îți dau. Se caută în toate buzunarele și completează suma din mărunțele. Spiridon o socotește cu scumpătate. Băiete, tânărule, știi tu în ce poziție mă găsesc? Știi tu ce pericol mă amenință? Va bine că nu, dacă nu știu eu păpara lui jupânul. He-he, lasă. Dacă n-ai putea scăpa, a? Ai să vii și mneatal, dracului, ce e? De ce zice lui Titir că inima rea? Nu, nu voi să vă scapă, mă! E, lasă, dacă ai putea, te scap eu, firește. A, auzi gumă pe scară? Se suie! Aleargă, scapă-mă! Stai! Sunt mort, Sfinte Andrei! Stai! Geniu bun al veritorului României! Stai! Nu mă nebuni, onorabile dumneata, ești? Eu? Ce poftești, bă, mușiu? Lasă-mi el mie, jupâne! Nu te onorabile, îl cunosc eu! Într-o parte! Dumitrache, nu mi-a asasinat viitorul! Lasă-l întreb numai! Ce poftești, bă, mușiu? Lasă-mă, nene Naie, să-l învăț eu pe mațe fripte, să mai umble după nevestere negustoare! Stați! Stați că e încurcătură! Pe dumnealui îl cunosc eu! Dumnealui nu-i de care credeți dumneavoastră! E cetățean onorabil! Dar de onorabil n-are încotro! Ai noștri, e patriot! Dacă e patriot, de ce umblă să-mi strice casa? De ce mă atacă la onoare de familie? Nene, nene, iartă-mă! Nu e ce crezi dumneata! Dar ce? Ce? Ce e? Ce e? Oameni în toată firea și nu înțelegeți ce e. Las ca nebunii! Trece lângă Chiriac și le ia la o parte. Ia ca ce? Tânăr umblă după Zița, s-a amorezat cu ea de la Union. Știi, din seara când s-a luat după noi și a trimis unul la altul bilete de amor și în loc să meargă la ea acasă, a greșit și a venit aici. Nu ți-am spus eu că e tot o bănuială proastă de-a dumnealui? Mă faci să intru în alte alea cu nebuniile tale. Ia ca ce, ai văzut?
A? Ei, ce? Spune-i ce e. Chiriac ia la o parte pe jupân Dumitrache. Ce e, ce e? Oameni în toată firea și nu înțelegem. Umblăm ca nebuni. Ia ca ce e. Tânărul umblă după ziță. S-a amorezat cu ea de la Union. Știi, din seara aia când s-a luat după dumneavoastră. Și-a trimis unul la altul bilete de amor. Și în loc să meargă la ea acasă, a greșit și a venit aici. Nu ți-am spus eu, jupâne, că așa-ți cășunează dumitale? M-ai făcut să alerg ca nebunii, să-mi rup gâtul. Doamne ferește, dacă făceam și moarte, domn. Ia ca ce ai văzut? Oh, hei, bată-te ziță, ste bată. Nene. Eh, nu te rușina, ale tinereții, valuri. Fată romanțioasă. Da-ia dumnea ei, ai nene la Union, parol să mă îngropi. Onorabile, știi cine-i tânărul ăsta? Cine? Ăsta e el care scrie la Vocea Patriotului Național. Nu mă nebune. Parol? Te-ai fușcă mor. Dar păi ce crezi? Chiar el însuși în persoană. E băiat bun, dar-i noștri din popor. El combate în articolul ăl de astă seară, știi, cu sufragiu. Ei, bravo-s! Păi bine să-i facem cunoștință, cum i-a amorezat cu zița. Mai știi de unde a fost să iasă norocul fetii? Rezon, aia ziceam și eu. Onorabile domn, permitem pentru ca să-ți prezant pe cetățeanul Dumitrache Titircă, comersant, apropitar și capitan în gvarda civică. E de-ai noștri. Sunt încântat, mersi de cunoștință. Dumnealui este cetățeanul Rică Venturiano, amploiat judiciar, student la Academie, învață legile și redactor la Vocea Patriotului Naționale. E de-ai noștri. Ce să mai stăm să mai vorbim, îl știi? Da. Amândoi recomandații se complimentează și își dau mână. Tocmai astă seară citeam cu nenea Naie în gazeta dumneavoastră cum scris despre ciocoi că mănâncă sudoarea poporului suveran. Ei, bravo-s, îmi place. Bine combate-s reacțiunea, nu pot să zic, știi, colea verde, românește. Să vă ajute Dumnezeu ca să scăpați poporul de ciocoi. Domnule, Dumnezeu nostru este poporul. Vox populi, vox dei. Noi n-avem altă credință, altă speranță decât poporul. Noi n-avem altă politică decât suveranitatea poporului. De aceea, în lupta noastră politică, am spus-o și o mai spunem și o repetăm necontenit tuturor cetățenilor. Ori toți să muriți, ori toți să scăpăm. Bravo, să trăiești. Vorbește abitir, domnule, ăsta-i bun de dipotat. Hei, lasă-l că ajunge el și dipotat, curând, curând. Cum combate el, poate să ajungă și ministru. Mă rog, onorabile, eu îmi cer iertare. Știți că poate adineori cum țiu eu la... Poate v-am adus un afront, da, e și vina dumneavoastră. Nu știam că veniseră pentru zița. Mă rog, pardon, vina nu este nici a mea, nici a dumitare, nici a madame Ziții. Este a tăbliții de la poartă. Dumnezeu scrisese că de la numărul 9, am văzut la poartă numărul 9 și am intrat. Așa e. Asta meșterul din căbinangiu mi-a făcut-o. A tencuit zidul de la poartă și mi-a bătut numărul 6 dandoasele. Să-l pui mâine să mi-l întoarcă la loc, să nu mi se mai întâmple vreun conflict. Las că îi spui eu și cu cocoana, dacă vă e rușine. Jupâne! Frate! Ce e, Chiriac, puile? Ce vet? Avem să te rugăm ceva. Da. Să nu ne tratezi cu refuz. Orice. Mă știi cum ți-o la nevastă și la tine. Uite ce e. Musiu Rică și cu zița compătimesc împreună. Așa e. Ale tinereții, Valo. Și le e rușine să spuie că ar vrea să... Să ce? Nu știi dumneata. Să puie pirostrile. Vrei și dumneata? A, dacă dumnealui Cabu lipsește să ne onoreze cu atâta cinste... De zestrea nu e așa mare și dumnealui știe ceva mai sus? Noi suntem negustori. Cetățene, suntem sub regimul libertății, egalității și fraternității. Unul nu poate fi mai sus decât altul. Nu permite Constituția. Rezol? Bine vorbește, domnule. Bravo-s. Eu, dacă compătimește și madame Ziță la suferința mea... Mai e vorbă, cum să nu compătimesc? Ziță, nene, ia vină încoa. Ei, nu-ți mai fie rușine. Ale tinereții, valori. Vrei? Eu,
Fac ce vrei, dumneata. Îmi ești ca și un frate mai mare. Ei, să vă fie de bine și ceasul bun să-l dea pronia. Să-și cinstești bărbatul. Ăsta e om, nu glumă. Ți-ai găsit norocul. Mersi, nene. Pentru puțin. Ei, acum cum nate, ia să vorbim o vorbă cu alea între bărbați. Cocoanele să n-asculte. Știi, dumneata, nene, n-ai cum sunt cocoanele? Rușinoase, mie îmi spui. Toate ca toate, dar la onoarea de familist să ții. Da. Familia e patria cea mică, precum patria e familia cea mare. Familia este baza societății. Așa e. Bravo-s. Toate le știe. Îmi place. Apoi, dacă e jurnalist? Ei, toate bune, frățico. Dar noi nu dormim în noaptea asta. Chiria care se scoale mâine până în ziua la izirci. Mai e vorbă, soro, cum să nu? Toți se dispun a se retrage. Rică e cu Zița, Chiriac cu Veta. Onorabile, îndatorează-mă cu o țigară de tutun. Și cu două, nenenaie. Bagă mâna să scoată tapacherea și se oprește încruntat. Nenenaie! Chiriac! Ce-i jupân? Toate le-am lămurit. Bine, de cumnaturii că nu mai am ce să zic. Dar să vă arăt ce-am găsit pe pernele patului dumneei, că uitasem. Îmi vine să intru la bănuierele. Ce-ai găsit, jupân? Uite! Scoate din buzunar o legătură de gât. Frumoasă legătură, deși... Aș! Adoncoa, jupâne, asta e legătura mea. Nu știi, dumneata? Hei, bată-te, zebată! De ce nu spui așa, frate? Hei, vezi? Uite așa se orbește omul la necaz. Rezon! Ați ascultat O noapte furtunoasă. Comedie de Ion Luca Caragiale. Distribuția a fost următoarea: jupân Dumitrache, Titircă Inimă Rea, Cherestegiu, capitan în garda civică, Alexandru Giugaru, artist al poporului, Nae Ipingescu, Ipistat, Marcel Anghelescu, artist al poporului, Chiriac, Teșghetar, om de încredere al lui Dumitrache, sergent în gardă, Nichi Atanasiu, artist al poporului, Spiridon, băiat de procopseală în casa lui Titircă, Ion Ciprian, Rică Venturiano, arhivar la judecătoria de ocol, student în drept și publicist, Radu Beligan, artist al poporului, Veta, consoarta lui jupân Dumitrache, Silvia Dumitrescu Timică, artistă emerită, Zița, sora ei, Victoria Mierlescu, artistă emerită, regia artistică, Sica Alexandrescu, artist al poporului.